dacă C mic egal cu cos de alfa, deci dacă cosinus de alfa se notează cu C mic, cât e cos de 5 alfa? Cum îl aflu pe cos de 5 alfa? Facem cu formula lui Moivre. Cos de alfa plus sin de alfa la a 5-a este cos de 5 alfa plus sin de 5 alfa, da? Prin urmare, cos de 5 alfa este partea reală a acestui binom. Dezvoltăm binomul. Care sunt coeficienții binomului la a 5-a? Păi la a 2-a, la a 3-a, coeficienții facem triunghiul lui Pascal, da? Sunt 1, 3, 3, 1, după care știți, adunați 1 cu 3, 4, 3 cu 3, 6, 3 cu 1, 4, 1, formă 1, 1 și cu 4, 5, 10, 10, 5, 1. Și acum, când îl dezolv, va veni cos la a 5-a de alfa, da? Formă vine plus 5 cos la a 4-a sin de alfa ori, care nu-mi trebuie, că mie îmi trebuie partea reală, plus 10 cosinus la a 3-a de alfa sin pătrat de alfa ori pătrat, care e minus 1, plus 10 cos pătrat i la a 3-a, care e cu i, deci nu-mi place, că mie îmi trebuie partea reală, plus 5 cosinus de alfa sin la a 4-a de alfa ori la a 4-a, care e 1. Și plus ăsta i la a 5-a, care e i. Plus, pot să zic, i pe lângă puncte, puncte, că nu mai trebuie. Prin urmare, iată, cosinus de 5 alfa va fi egal cu cine? Cos la a 5-a, adică c la a 5-a, minus 10 c la a 3-a. Cât este sin pătrat? 1 minus cos pătrat, adică 1 minus c pătrat, plus 5c, cât e sin pătrat? Sin la a 4-a. 1 minus cos este sin pătrat, adică 1 minus cos pătrat, totul la pătrat. Dezvolt și termin. C la a 5-a minus 10 c la a 3-a plus 10 c la a 5-a, ăsta cât dă? Plus 5c, c la a 4-a cu ăsta face plus 5 c la a 5-a, minus 2c pătrat cu ăsta face minus 10 c la a 3-a. Și acum hai să-l vedem. C la a 5-a, 11 cu 5, 16 c la a 5-a, ce mai am? Minus 20 c la a 3-a plus 5c. Plus 5c, ăsta este răspunsul corect. Și acum ne uităm. 16 c la 3, minus 10, minus 10, minus 20. Uite, ăsta era aici, da? Da? Că ăștia erau minus 10, observa. Deci 6 c la a 5-a, cred că este, da? 16, pardon, eu te vezi, mă, chiar. 16 c la a 5-a, minus 20 c la a 3-a, plus 5 c. Deci răspuns corect,